Vacanța de vară devine deja o mare problemă pentru părinții care au copii la grădiniță și care muncesc, pentru că odată cu sosirea vacanței, toți se gândesc cu cine își vor lăsa copiii. Inspectoratul Școlar Județean Sălaj a rezolvat problema prin obligarea grădinițelor cu program prelungit să primească copiii și în timpul vacanței, indiferent de numărul lor. Inspectoratul Școlar Județean a comunicat printr-o adresă că primirea preșcolarilor pe perioada vacanței este obligatorie, indiferent de numărul celor care solicită acest lucru. Conducerea grădinițelor va asigura în perioada de funcționarea unității de învățământ, personalul didactic, nedidactic și didactic auxiliar necesar pentru buna desfășurare a activității. Informarea părinților asupra programului de funcționare pe perioada vacanței de vară a unităților de învățământ preșcolar cu program prelungit se va face în cadrul ședințelor cu părinții și prin afișarea la avizierul grupelor și al unității de învățământ, precum și prin postarea ei pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean. În vederea unei bune organizări a activității pe perioada vacanței, părinții care solicită serviciile unității de învățământ în perioada în care aceasta funcționează, sunt rugați să completeze o cerere. Pentru perioada în care unitatea de învățământ în care este înscris preșcolarul este închisă pentru efectuarea lucrărilor de reparații sau igienizare, părintele poate opta pentru oricare altă unitate de învățământ preșcolar, care funcționează în perioada respectivă. Cererile vor fi depuse până în data de 10-6 la secretariatul grădiniței în care este înscris preșcolarul. Conducerea unității va afișa în data de 11-6 la loc vizibil situația centralizată a cererilor înregistrate în unitate și va comunica celor alte grădinițe, în aceeași zi, solicitările care sunt adresate. Prin nerespectarea termenului de completare a cererilor, părinții își asumă riscul de a nu le fi primiți copiii în grădinița dorită. Grădinițele din Zalău, care au grupe de program prelungit și care nu sunt planificate pentru asigurarea serviciului pe vară, vor desemna educatoare care vor desfășura activități cu preșcolarii în unitățile de învățământ în care aceștia vor merge pe perioada verii, în funcție de numărul solicitărilor exprimate de părinți.